Bună seara, doamnelor, domnilor! Urmăriți programul informativ Evenimentul Zilei. Astăzi, la Soroca s-a desfășurat prima ediție a Festivalului Mărului. Sărbătoarea a adunat mulțime de oameni și delegații venite din întreaga Republică și de peste hotare. Sărbătoarea a fost organizată de Consiliul Raional Soroca. Detalii în reportajul ce urmează. Festivalul a început cu o paradă din Piața Libertății. Participanții, alături de oficiali ce purtau pălării cu flori de măr ca simbol al sărbătorii, au defilat sub acorduri de fanfară până la cetatea Sorocii. Oaspeți s-a aflat și ministrul agriculturii, care a salutat ideea organizării unui astfel de festival. Acest lucru trebuia de mult, fiindcă este un produs foarte important pentru țara noastră și noi trebuie să-i tragem mai mult atenție. Aceasta este o modalitate de a atrage atenție acestei produceri mierelor. Delegațiile venite din Rusia și Belarus la fel au dat o înaltă apreciere sărbătorii și au menționat că pentru viitor festivalul ar trebui să poarte o conotație internațională. Iar vecinii din Ucraina spun că au ce învăța de la poporul nostru. Сегодня ми просто поражені огромним і красивим вашим святом. І ми не просто приїжджаємо просто тільки посмотреть. Ми теж учимося у вас, теж хочемо делать праздники День вина і День яблок. У нас многие районы Молдовы уже имеют прямые связи и соглашения о сотрудничестве с белорусскими регионами, и эти связи достаточно неплохо развиваются. Это и производственная кооперация, это и взаимные поставки, и обмены творческими коллективами. И я думаю, такой город, район с историческими такими традициями, как Сороки, это имеет для этого большие возможности. Фестиваль Мэрлуи может стать межлог для экстендера пиццы и десфачера для продукторов агриколь Сороче. Этот фестиваль не вода посибилитате, каной Sorocenii să avem cât mai mulți parteneri de colaborare, să dăm un avantaj pentru cei care produc mărul ca să aibă niște relații comerciale bune și totodată benefice pentru dânșii. Potrivit specialiștilor, în Republica Moldova, mărul ocupă cea mai mare parte din volumul de export, iar organizarea festivalului la Soroca este foarte binevenit. Cultura mărului este principala cultură din toate speciile pomicole care sunt cultivate în Moldova. Ea reprezintă 75% din volumul de producție recoltată de fructe. Deci avem circa 90% din export, e mărul, și putem, dacă să facem așa o comparație mică, din cele în 10 luni, în 9 luni, da, 10 luni, 188.000 de tone care au fost exportate, practic 160.000 de tone sunt mierele. Și, deci, însemnătatea acestei culturi este foarte mare. Președintele raionului s-a arătat mulțumit de sărbătoare. Drept confirmare a fost și pălăria pe care o purta. Fiecare localitate, să zicem, se mândrește cu un productor care a crescut pe meleagurile lor. La Soroca se crește mărul. Și ne propunem ca acest festival să fie deja o tradiție în raion. Cum vă simțiți în pălărie și cu floare de măr la urechi? Foarte simplu. Mă simt un cetățean adevărat al Republicii Moldova. Soroca sunt cele mai mari plantații de măr din întreaga țară. Acestea ocupă circa 6.700 hectare. În ultimii ani au fost plantate și levezi tinere, pe o suprafață de 1.300 hectare. Raionul Soroca este pionier și la creșterea levezilor superintensive. Mărul a fost la el acasă. Aceasta au demonstrat-o și spectacolul organizat în cetatea Sorocii și expozițiile care puteau fi văzute pe cheiul râului Nistru. Programul Festivalului Mărului a inclus și un spectacol muzical teatralizat cu genericul Peste câmpia Sorocii ninja cu flori de măr. În rolurile principale s-au aflat elevii și profesorii de la Colegiul de Arte. Gospodari dumneavoastră, cinstiți oaspeți! Țara Moldovei de sus, precum și ținuturile Sorocii, azi sunt stăpânite de o mare petrecere, sărbătoarea mărului. Un moment impresionant a fost și înscenarea mitului biblic despre măr. Adame, privește, cât de frumos acest măr! Hai, gustă! Gustă! E gustos, gustă!
Oaspeții au rămas plăcut surprinși de organizarea festivalului. Am venit cu mare bucurie la această sărbătoare de suflet ca să aducem recunoștință lui Dumnezeu care a creat acest pom atât de frumos pe care îl găsim în rai nominalizat, mărul lui Adam, un măr binecuvântat. Și acest măr ne aduce aminte de bunătatea și de darul lui Dumnezeu. În forma de organizare și contribuția și efectiv tot ce s-a depus capitalul ăsta uman, sunteți foarte, foarte buni, sunteți extraordinari. Producătorii agricoli din raionul Soroca, specializați în creșterea mărului, au venit și ei cu tot ce au avut mai bun. Drept confirmare în acest sens au fost expozițiile organizate, la care puteau fi văzute atât merele cât și bucatele naționale. Oamenii noștri sunt bucuroși de așa un festival și eu cred că și-au pus tot sufletul și tot ce au avut mai bun pentru ca festivalul să apară foarte bine. Foarte plăcut că s-a organizat așa sărbătoare. Să mai aduce lumea aminte și de cei care muncesc la țară și ne bucură cu producția. Am venit cu miere frumoasă, cu bucate făcute din miere. La expoziție au participat și specialiști din Chișinău, care spun că au venit să împărtășească din experiență cu producătorii soroceni. Noi am venit cu niște propuneri pentru raionul Soroca și nu numai pentru raionul Soroca, fiindcă Institutul de Horticultură, la institut noi avem soiuri de măr imune la rapenul mărului, care nu se stropesc împotriva acestei boli. Și ar fi extraordinar de bine ca în raionul Soroca aceste soiuri să fie cultivate. Sorocenii s-au bucurat și ei de frumoasa sărbătoare și spun că și-ar dori să vadă mai des așa ceva. Ca o sărbătoare națională pentru partea din nord a Moldovei. Foarte multe lucruri interesante, compoziții diferite. Lumea s-a străduit foarte bine. E o sărbătoare frumoasă și sperăm să mai fie sărbători de acestea. Oamenii și-au dat interesul, văd mai multe primării au avut o atitudine destul de serioasă și au prezentat niște expoziții excelente și o voie bună pentru oameni în zilele noastre înseamnă foarte mult. Festivalul Național al Mărului este la prima ediție. Potrivit președintelui raionului, acesta va deveni o tradiție pentru următorii ani și va purta titlul de Festival Național. Un grav accident rutier s-a produs în regiunea fostei cantine numărul 9 din orașul Soroca. Un autocamion de marca Camaz a tamponat un automobil de model Dacia. Din fericire, victime nu au fost înregistrate. Accidentul rutier s-a produs în regiunea cantinei numărul 9. Din spusele martorilor, șoferul Dacia a făcut depășirea autocamionului, după care a intenționat să vireze la stânga. Tocmai în acel moment s-a și produs accidentul. Dacă autocamionul de model Camaz s-a ales cu câteva zgârieturi, atunci mașina de model Dacia a fost deteriorată considerabil. Oamenii legii investighează cazul. Șoferul vinovat de producerea accidentului riscă o amendă și puncte de penalizare. Doamnelor, domnilor, ați urmărit evenimentul zilei pe care îl puteți accesa și pe internet. sor.tv.md. O seară bună vă dorim alături de Sor.tv. La revedere!